Poliția a ieșit din nou la vânat șoferi nedisciplinați noaptea trecută. Zeci de inspectori de patrulare au împânzit șoselele principale din toată țara pentru a prinde conducătorii auto care calcă nu doar pedala, dar și regulamentul circulației rutiere. Astfel, operațiunea Nopți Albe s-a încheiat cu peste 400 de amenzi, iar unii au rămas și fără mașini după ce au fost prinși băuți la volan. Băutura cu ulce, dacă s-a consumat sau nu, vă întreabă. Este un rând de alcool. Ați consumat băutura alcoolice, nu? La întrebarea polițiștilor, acest șofer parcă a luat apă în gură sau, de fapt, s-a dovedit că băuturi spirtoase. El era la volanul unui BMW și a fost tras pe dreapta în raionul Anininoi. Pentru că de la bărbat mirosea alcool puternic, poliția l-a testat și a depistat că șoferul avea o concentrație de 0,80 mg per litru de alcool în aerul expirat, adică de 3 ori mai mult decât norma admisă. Colac peste pupăză, după ce au verificat și mașina, inspectorii au descoperit pe bancheta din spate și o armă ascunsă între perne. Arma spart în toc. Arma spart în toc. Toc special. Portă armă. Așa, e spart aici, dar nu se aruncă pe scaunul, pe bancheta din spate. Dați, lăsați asta. Asta e permisiunea dumneavoastră? E prelungire. Permisiunea asta. Deci, mă rog, va fi documentat conform verbului contravențional, va fi amendat deja, asta e dosar penal. Și automat este înlăturat la mijlocul de transport. Tot să vă rețin la parcare specială. Șoferul băut a refuzat să discute cu presa. Polițiștii au vânat șoferi nedisciplinați și pe șoseaua Hâncești, acolo fiind implicate mai mult de 10 echipaje. Astfel, practic, fiecare a doua mașină era oprită pentru verificări. Cum vă spun, domnule? Poftim? Andrian, permis de conducere aveți? Hai bine, coașe! Parcați pe bloc de transport pe dreapta, vă rog. Să puteți să puteți să matriculare când vă dăcuți proces de urbat, conform 121 de reglement circulat sector, să ridic plătiți de matriculare. Vă dăcuți proces de urbat în baza articul 229 aliniatul 2, 229 aliniatul 3, faptul că nu dețineți asigurare de răspundere civilă obligatorie și mijloc transport nu a fost pus revizitie aici. Nemulțumiți, unii șoferi s-au luat la ceardă cu polițiștii. Înseamnă polițistul nu vede bine sau cum ies? Aveți dovadă? Da, eu sunt agent constatator, înseamnă că nu o să fiți de acord, o să contestați procesul, vă rog, urcați în automobil. Ce vă nemulțumește? Să ne spuneți încă... Păi n-are dovadă că nu a fost cuplat centura, insiste cu contestarea în judecată, adică cheltuieli care nu sunt suportate de ei, dar de noi ca șoferi. Nu are dovadă video și vorba lui în judecată, care costă judecată, știți cum. Totuși, majoritatea spun că astfel de verificări ar putea responsabiliza conducătorii auto care încalcă intenționat regulile de circulație. Pe unii i-a mirat numărul impresionant de polițiști, precizând că nu au mai văzut astfel de filtre de ani buni. Sunt bune. Eu servit, vă spun ce este, da, foarte bine fac, atâtea accidente, atâtea omori. Da, sunt și accidente. Atâtea și de astea, foarte bine fac. Eu când merg cu mașină, eu merg 90 la oră, dacă e pe trasă, în oraș 50, atât e permis. Și nu se poate mai mult. Și nu se poate de urmă cineva să facă din feri, mergi mai repede și du-te într-o astea. Ai văzut atâtea mașini de poliție într-un loc? De foarte mult timp nu. Deci, nu, n-am văzut. N-am văzut. O raritate, însă, mă rog, cred că cuiva este mai clar și vizibil importanța filtrelor. Sunt mulți care încalcă, băuți la volan și în ultimul timp sunt foarte multe accidente. V-ați speriat când v-au oprit? Da, e prima dată, adică prima dată trec prin așa ceva, adică se vede chiar după fața mea. Noaptea trecută, în cadrul operațiunii Nopțile Albe, poliția a împărțit mai mult de 400 de amenzi. Ca urmare, doi șoferi au fost prinși în stare de ebrietate la volan, 6 automobile și motociclete au ajuns la parcarea specială, iar două plăcuțe de înmatriculare au fost confiscate.